Bună ziua, dragii mei, sunt tarotul la Conoa, etalare pentru cei cu soarele lună, Venus, ascendent, nodul nord, în săgetător, etalare pentru iulie aproximativ, poate să fie până în august, de la un portal la altul, de la portalul 7-7 până pe 8-8, a portaleilor, cum vreți voi să fie, dar etalările sunt mai mult decât o lună și se pot manifesta, eu știu, și peste câteva luni, nu doar o lună, două. În fine, etalare pentru săgetător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, iulie 2022. Am văzut în timp ce am amestecat aceste cărți, mai multe, dar una mi-a atras atenția în mod special, Regina de Monede și Judecata. Poate o soție, Regina de Monede în general este soție, este mamă. Ori o mamă renaște, se transformă, ori o soție se transformă. Această transformare și renaștere poate să însemne multe, sunt multe forme de a te transforma. Voi știți și vom vedea cum se va repeta, dacă se va mai repeta acest mesaj. Aici te pică. Nu, e pătată masa că e veche. Ups, situație. Săgetător, interesant. Cred că mai fost la o zodie, dar nu mai știu la ce zodie. 17 este numărul stelei. Trebuie să vă vindecați apropo de renaștere. Renașterea implică vindecare, dar e o călătorie lungă pentru că asta reprezintă barza, ibisul, cum vreți voi să-i ziceți. Și acestea sunt păsări călătoare, de la își mută rezidența în funcție de anotimp. Ideea este că probabil că trebuie să vă mutați undeva ca să vă vindecați, trebuie să călătoriți, călătorii lungi și în sine vindecarea implică răbdare, călătorie și detașare de trecut, de un loc în care nu v-a priit ca să mergeți către un loc care vă priește. Apropo că și voi sunteți reprezentați sau sunteți jupiterieni și casa nouă a săgetătorului reprezintă călătorii peste oceane, călătorii lungi, care transformă. La capătul setului de cărți, șoricei, grija zilei de mâine și 21, de fapt nu 21, vreau să zic munții, obstacole, dar, zburați peste ele, vă vindecați teoretic, așa ar trebui. Cum? Prin Jupiter, prin credință, prin rugăciune, prin speranță, prin optimism. Hai să vedem ce mai este. Așa, uite, asta mai venit, am uitat. Noutăți, poate. Altă pasăre, dar altfel de pasăre. Sunt niște știri care vă influențează, eventual în legătură cu un personaj care jaguarul, ar putea să fie cineva care se simte foarte atras de voi, atras, atrasă și care până acum nu a exprimat nimic. Nu a exprimat din punct de vedere emoțional și poate nici fizic nimic și probabil că încearcă ceva, ce încearcă, cum încearcă, variază de la om la om. Dar încearcă să renască, interesant, 20 iar renaștere, să renască o legătură care părea frumos la un dat cândva și față de care încă se simte stimulat, aș spune. Poate sunteți voi, poate altcineva. Soare, ce să mai soare, că uite că a venit deja. Au venit două cărți. O, interesant că tot e portalul e Sirius. Of, conexiunea cu... O, sper să reușesc să vorbesc, că tot e portalul 7, 2, da? 7, 7. Iar 7. În fine. Observați, ridicați-vă sus, călătoriți, în primul rând mental, energetic, lucid dreams, ce vreți voi, dacă vreți și cu avionul și cu parașuta, cu ce vreți voi. Călătoriți cât mai sus, detașați-vă, pentru că aveți de vindecat, iar 14, temperanța înseamnă aveți răbdare, trebuie să vă vindecați, să vă conectați la alte spirite mai înalte și că tot e portalul 7-7 și deschiderea către energia lui Sirius, aș spune. Interesant cum vine și Horus, care de fapt asta reprezintă lumina, ascensiunea. Vai, vă rog frumos, vedeți zeii Egiptului ca să înțelegeți altfel un pic. E mai plăcut prezentat, dar să înțelegeți ce vreau să zic. Zeii Egiptului. E un film pe care îl revăd de nu știu câte ori cu plăcere. Și acolo veți înțelege aspecte care țin de egalitate în drepturi, de egalitatea dintre bărbați și femei, pe care unii nu le înțeleg, evident. Energia feminină e un pic cam supărată pe
masculin, dar poate că se vindecă, se detașează și înțelege lucrurile prin observație. Iar conectați-vă la cultura egipteană eventual, dacă vreți. La capătul setului de cărți, sacrificiu. Cu cât stați pe loc, cu atât vă sacrificați potențialul, posibilitățile. Și știu ce zic, chiar dacă poate unii nu mă înțelegeți și considerați că promovez eu știu ce. Dar, asta e. În această carte sunt nu știu câte trăsnete. Tot acest oraș, toată această construcție veche, deșertică, spune. Trebuie transformată. Trebuie trezită la o altă formă de existență, eventual. Și asta puteți să o faceți voi, începând să manifestați. Aici e un soi de magician, da? Să manifestați altceva, să nu vă mai sacrificați absurd pentru tradiții, pentru ceva vechi. Nu zic să nu fiți loiali, e o mare diferență între a fi loial, a fi responsabil și a sta în tradiții învechite care nu se mai potrivesc. Cine înțelege bine, cine nu tot bine. Hai să vedem. La capătul setului de cărți, 3 de băte. Călătorie, iar călătorie, călătorie, distanță dintre voi și cineva, dar ape, deșert, ce ar putea să fie? Iar apă, apă, da. Orice ar fi între voi și ținta voastră, interesant, ținta voastră este sub întâlnirea cu sufletul pereche. Bucuria de a fi lângă oameni care vă înțeleg. Speranța, da. Că și ei vă vor alege așa cum i-ați ales voi. Că și ei vor fi selectivi așa cum sunteți și voi. Și că toată tristețea va dispărea într-o secundă, în momentul în care vă veți întâlni și vă veți îmbrățișa. Și iar, interesant, aceste conexiuni la soare, dar Sirius e de... Am uitat de câte ori. E... Să nu greșesc 14 ori? Să nu greșesc, poate greșesc. Mai mare și mai strălucitor decât soarele. Este un soare. Poate să fie chiar Sirius, da? Sirius este o stea. Este un soare imens, huge, albastru, rece, frumos. Ideea este că trebuie să sperați, să rămâneți în această viziune a viitorului. Colorată, frumoasă. Cum am postat și eu pe Facebook-ul meu de artist, nu de tarolog. Trebuie să sperăm să vedem frumos ca să putem crea viitorul. Hai să vedem Săgetător, Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Săgetător, iulie 2022. O dată, de două ori, de trei ori și de două ori. Și de trei ori și tăiem. Hai să vedem în trecut, 7 de monede, luna, regina de cupe. Să vedem ce înseamnă exact și la clarificări. La clarificări, probabil anumite mesaje se vor potrivi mai mult la unii, la alții nu, în fine. Ați sădit ceva cândva în trecut, în sufletul vostru, în sufletul altora și cu răbdare, prin magia voastră și când vorbim, nu mă refer la ritualuri, cine știe, e vorba de capacitatea de lucru cu energiile, mai ales dacă faceți reiki, înțelegeți ce spun, da? Dacă lucrați cu energiile, înțelegeți cum direcționați și aerul și apa și ajutați să crească sămânța pe care ați sădit-o în voi, în altcineva și care vindecă de frici. Poate v-ați vindeca de frici, ați depășit niște frici, niște confuzii. Și asta implica la un moment dat să vă lăsați și în voia emoțiilor, să vă cufundați în ele, să vedeți cât de adânci sunt. Ca pe urmă să vă dezvoltați abilitatea de a nota, de a ieși la suprafață și apoi de a crea, de a vă recrea. Probabil că ați folosit în acest proces, repet, o să clarific, ciclurile lunare. Și dacă ați avut răbdare,
Ați simțit că îmi voi crește dragostea în prezent. Magicianul, ce frumos, am vorbit de magician, da? Ce frumos, ia uitați-le aici. Da, și ieșirea din cicluri, apropo, transformarea ciclurile. Ieșirea din karmă. Manifestarea vieții voastre, trebuie să învățați să creați viața voastră. Magicianul. Vai, ce cărți frumoase! 10 de cupe și 2 de bâte. E o călătorie care trebuie făcută. Trebuie să vă faceți planuri. Pentru că e o distanță între voi și persoana care vă face fericiți, fericite. Eventual, dacă n-ați întâlnit-o, poate la această călătorie. Poate mergeți în Egipt, poate mergeți în vacanță. Eu știu pe unde. În unde? Sicilia, pe acolo, Italia, Spania, nu știu. În fine, sau vine cineva de acolo. Magicianul înseamnă manifestare, dar înseamnă și cuvântare, înseamnă și studiu, înseamnă și informare. Ieșiți din ciclurile pe care le-ați trăit în acele spații tradiționale, poate chiar cicluri karmice pe care le-ați repetat în mai multe vieți și începe să manifestați din dragoste. Da? Regina de cupe, magicianul 10 de cupe. Ce frumos! Și manifestați întâlnirea cu sufletul pereche. O familie fericită. Vedem, sper să rămână mesajul la fel de pozitiv cum a și început. Manifestați culoare. Și deschidere către viitor. Către mișcare. În viitor, 6 de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche, puterea, 9 de spade. Ah, frumos, asul de spade. Vă veți întâlni în viitor cu acest personaj pe care l-așteptați de mult timp. Și împreună veți fi și fericiți și puternici. Și atunci veți înțelege cu asul de spade de ce ați trecut prin câte ați trecut. Prin frici, prin griji și faptul că ați învins, ați v-ați străduit, sper că vă străduiți să învingeți frica, da? Și oricei, ăștia rod producția de orice natură ar fi, mentală, emoțională, spirituală, sunt și oricei, da? Materială, financiară. Și îngreunează călătoria către ce? Către norocul vostru. Ia uite. Poate cineva vrea să vină de peste hotare, poate voi vreți să mergeți, nu știu, veți trăi și veți vedea, voi știți ce e în viața voastră, mai bine decât mine. Dar, cum citim niște cărți? La modul foarte general. 6 de cupe. Manifestați fericire, vă faceți planuri de călătorie și se întâmplă. Pentru că ați avut răbdare, vedeți, amândoi lucruri. Măi, da, nu doar amândoi, ia, uite, sunt trei energii. Poate că și ei lucrează, conștient sau inconștient, la această întâlnire. Vedeți cum lucrează ambii cu mâna și folosesc energia, capacitatea de a atrage, energia magnetică, magnetismul, electricitatea, ce vreți voi. Și dacă aveți răbdare, se întâmplă în prezent. Poate primiți mesajul, poate vedeți primele manifestări ale acestei iubiri pe care o așteptați. Interesant, poate să fie pe diagonal, aveți semne de apă. Elemente care, numai nu semne, elemente care țin de apă, de emoțional. Unii săgetători sunt foarte emoționali, mai ales dacă intră în varianta vedică a scorpionului. Sunteți chemați să vă regăsiți puterea. Puterea de creație, de reinventare a voastră. Și odată reinventați și relațiile se schimbă și oamenii vechi nu mai stau în preajma voastră. Apar alții sau, dacă sunt cei vechi, apar transformați. Așa ar trebui, nu? Iar apare elementul câine. Trebuie neapărat să vorbesc astăzi, poate maxim mâine. De ce în ultima vreme a tot apărut câinele în mai multe etalări și colective și pe zodii? E
E o împăcare e o reîntâlnire și invitor care vă întărește și această întâlnire, pe lângă faptul că vă întărește, vă transformă, vă aduce răspunsul la multe întrebări și multe griji pe care vi le-ați făcut în trecut. Poate un semn de aer găsește răspunsuri în legătură cu voi, poate și asta. Ia uite, și soarele. Dar se va întâmpla ceva minunat în viitor. Dacă lucrați la această fericire să se manifeste, se va manifesta. Trezire spirituală cu asul de spade și soarele într-o etalare care ține de portalul 7-7 și de conexiunea cu energiile lui Sirius. Și acum regele de cupe și regina de cupe și asul de bâte. Mai, cineva vă iubește și veți simți acea dragoste și pasiune, dragoste necondiționată, dragoste înaltă, pasiune, foc revelator. După o perioadă de abandon, poate energia masculină trebuie să se trezească din pasivitate, din rănile copilăriei, din rănile anterioare, produse de ei sau față de ei, cum vor. Dar este activare, este o reactivare energetică. La nivelul chakrei, vedeți? La nivelul chakrei, a șasea, al treilea ochi, vede altfel. Dar aveți marcaj puternic pe semne de apă, pe șrac scorpion. Poate. Când zic marcaj, nu mă refer musai la zodii, ci oameni cu ascendent, cu Venus, cu Lună, cu nodul nord. Poate sunteți voi, poate sunt cei din viața voastră. Poate voi aveți acolo un scorpion sau poate în pești, eu știu ce. Bine, acum suntem și în zodia racului și normal să apară multe cupe. Dar nu-i vorba doar de asta. Vă conectați emoțional cu cineva. După lungă așteptare, după înfruntarea fricilor. După ce învățați să vă iubiți cu frici, cu tot. Cu frici cu tot. Să vi le iertați și pare voastre și pare altora. Interesant, apropo, nouă de spade, iar nouă de spade. Cineva se îngrijorează pentru voi eventual. Ia uite, 9 de spade și 10 de cupe. Da, dacă vă bucurați de fericire, probabil alții își fac griji. Opa! Săgetătorul, săgetătoarea și-a găsit fericirea. Da, hai să mai vedem la clarificări. Eu sper să nu se strice pentru că țin cu voi etalarea voastră. Ia. 7 de monede în trecut pentru săgetători. Clarificăm 7 de monede. La ce au lucrat așa cu răbdare săgetători? Uf! 7 de monede, 10 de monede la un job. Ați lucra cu răbdare la un job sau în familie sau pentru familie, familie, cu fi căsătoria voastră, cu fi neamul, genealogia, eu știu. Dar am impresia că ați primit prea puțin bani, valetul de cupe. Și a spus capăt aceste lucruri, pentru că ați avut răbdare. Eventual, în momentul în care a spus capăt acestui job în care ați lucrat, ați investit multă energie, de-aia a fost și frica, ați început să studiați, să vă vindecați eventual și să mergeți într-o nouă direcție. Și aceeași răbdare o puneți într-o nouă direcție, 7 și cu 1, 8, vă transformați și riscați într-o nouă direcție sau ați riscat, ar fi la momentul trecut. Da, da, pentru că simțiți că meritați mai mult. Că va veni și soarele, ați simțit, ați intuit, v-ați folosit luna, da? Intuiția. Deși uneori luna transmite și frici, dar partea de suprafață, da? Vă conectează la stele, la posibilități. Clarificăm luna pentru săgetător, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord. Ah, da, săgetător, luna în trecut. Iar marcaj puternic pe scorpion. Poate aveți un scorpion acasă cu care aveți copii. Ia uite, luna pe luna. Fai de mine! Ia uite, și zero. Dar a trebuit să înfruntați această frică. Că nu vă descurcați. Și a trebuit să riscați într-o nouă direcție. Da? Aici este soarele, într-un colțișor. Și a apărut și mai devreme și a apărut și aici. Da? Puterea de manifestare a unor săgetători. Mai dăm o carte pe lună, lună și lună.
Probabil, apropo de regina de monede, mama, se transformă mama din voi. Vă conectați la mama divină, v-ați conectat, ar fi frumos. Lună plină, lună nouă, am văzut ciclul lunare. Vă analizați și prietenii și dușmanii. Și ideea de stabilitate, în ce constă? Casa, că luna înseamnă casă, casa patra. Mai dăm o carte pentru luna, te rog frumos, pentru săgecătorul soare, luna, Venus, ascendent, luna. Patru de spade. Am văzut și mai devreme, în timp ce amestecam, patru de spade. Acolo au fost dureri mari, suferință, trădări, în legătură cu energiile feminine, niște energii feminine, materne, poate, pe cale maternă ați preluat niște dureri, niște suferințe, în primul rând mentale și emoționale, pe care le-ați proiectat mai departe, dar am zis, v-ați vindecat, v-ați înfruntat, să zic, coșmarurile. Uite, turnul, trezire, v-ați separat, ca să mergeți iar înspre zero, într-o nouă direcție. Clarificăm regina de cupe în trecut pentru să citeți o regina de cupe. Sunt cam multe, dar hai să vedem. Ia uite, magician, marea preoteasă, conexiune la, poate, ia uite, magicianul, ați ascultat, ați studiat chestiuni care țin de astrologie, de tarot, de, eu știu, intuiție, psihologie și în secret, să zic, sau conectându-vă la intuiția voastră, poate și în secret, că uneori e bine să ții planurile ascunse, da. Ați manifestat, magicianul iar apare, stabilitatea voastră, regina de cupe și de monede. Adică, ok, îmi păstrez dragostea, vreau să fiu creativă, dar vreau să fiu și stabilă, să am ce să ofer celor din jurul meu și practic, nu doar emoțional. De-aia am zis, regina de monede și judecata renaște mama din voi, dar într-o anumită formă. Poate nu mai vreți să fiți ca mamele voastre sau ca mamele pe care le vedeți în stânga și în dreapta care greșesc. Vreți să fiți altfel de mame, treze, conștiente. Dar e frumos. De potențialul nevăzut, impalpabil de celălalt material. Practic. Ați manifestat stabilitate și vine stabilitatea. Ia uite. Ați comunicat cu cineva oricum. Clarifică magicianul în prezent. Sau cineva a comunicat cu voi, nu știu. Tot are. Magicianul prezent pentru săgetător. Soare, lună. Ah, comunicare. Comunicare. Comunicați conștienți că orice cuvânt are o anumită vibrație și creează. Creează. Dacă vreți această fericire, comunicați corect. Creativ. Inspirați, am zis, de intuiție, de ce ați vindecat, de dragoste necondiționată și de dorința de a materializa această dragoste, nu de a rămâne în alte dimensiuni, de a rămâne de neatins. Pentru că 10 de cupe poate să rămână un ideal, dar în mâna manifestorilor, și când zic cuvântul ăsta, este pentru o anumită categorie de oameni, poate unii se cunosc deja, idealul se materializează în această dimensiune. Și devine realitate. Valetul de spade. Poate comunicați cu cineva, marcaș puternic în gemeni, poate și balanță, dar balanța pare mai îngrijorată. Ce mai este? Vărsător? Nu știu. Da. Vreți să vă depășiți supărările prin muncă și să explorați alte zone. Clar, clar, aveți o ambiție specială. Clarificăm 10 de cupe. Iar călătoria la distanță. Poate cineva vine, poate, eu știu, cineva e îndrăgostit de voi sau voi de viață de cineva. Să vedem 10 de cupe pentru săgetători. Haide, săgetuțe, iau, 7 de cupe. Ori visează cineva la voi, ori voi visați la ei, dar e bine și așa, că primul pas al manifestării este gândul. Gândul, visarea, reveria. Păi. Și eu știu ce zic. Și unii dintre voi știți că și voi știți. Și voi știți. Că nu facem aici ghicea, îl facem totuși un pic mai mult. 7 de cupe.
Dacă au fost confuzii, le-ați rezolvat. Acum discerneți între confuziile majorității, să spunem, și visurile care pot fi manifestate ale celor care știu să manifeste. Magicianul de două ori, totuși. Și Marea Preoteasă și Magicianul, o pereche foarte puternică, da? Dar cred că totuși e posibil cineva să viseze la voi, cineva cu marcaj în Capricorn sau semn de foc sau semn de apă. Probabil cineva e obsedat de voi și are vise. Sper că nu sunteți voi. Da, eu știu, e dreptul vostru să aveți ce vise vreți sau visuri. Mai dăm o carte pe 7 de cupe, te rog frumos, în prezent. 7 de cupe și 10 de cupe pentru... Era să zic magicien pentru săgetători. Mai dăm o carte pe 7 de cupe și 10 de cupe. Mai dăm o carte, 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe, te rog frumos. Sunt multe. Împăratul. Da, visează împăratul la voi. Wow, ce frumos. Ori voi visați, nu contează, voi știți, poate și unul și altul. Împăratul ar fi bărbatul vostru divin, doamnelor. Că deja sunt două regine pe care să ajungă, nu știu, împărătese. Și energia feminină a fost tratată, lucrată, prelucrată, elaborată, vindecată, da? Și pentru că energia feminină s-a ridicat la altă vibrație, își atrage energia masculină. Și soarele și împăratul, ia uite, și soarele apare în viitor, da? Ori vă îndrăgostiți, ori vine cineva în viața voastră cu 6 de bâte pregătit să vă cucerească, să vă dea peste cap, să zică, în fine. E o energie masculină foarte puternică. Pare în regulă, nu știu, pare ok. Mai vedem și următoarele cărți, alte clarificări. Dar până acum pare ok, ca și când vă atrageți ce ați visat. Ați visat o pereche fericită și vine acel bărbat super alfa. Da? Regele și regina. Urmează să se manifeste. Asul de băte cu regele și regina, da? De cupe. Ia uite, și asul de cupe, da? Mai. Ceva. Mai. Vă rog frumos, țineți legătura cu mine, spuneți-mi și mie, transmiteți-mi ce se va întâmpla. Cuiva este tare, tare dor de voi. Cuiva este foarte dor de voi sau vouă vă e dor? În fine, și unul și altul. Doi de bute, clarificăm. Doi de bute pentru săgetători. Ia uite. Regele de monede și regina de monede. Extraordinar. Poate aveți de ales între două persoane. Unul vă aduce o dragoste super, super și celălalt vă aduce stabilitate. Mai. Interesant. Și care vrea să fie alături de voi în momentele cu probleme, 5 de monede și puterea, vrea, sunt două personaje care se susțin în momente de dezechilibru. Interesant. Da? Prin pasiune și prin această capacitate de vindecare eventuală a ambilor. Wow. Mai dăm o carte pe regele de monede, Taur. Sau fecioară sau capricorn. Da, în primul rând un bărbat puternic cu bani în cont sau la ciorap sau pe unde vrea să și pună. Ia uite și regina de cupe, mă, care se uită la voi ca la... persoana care îl alină, o alină. E o combinație frumoasă, apă și pământ. Chiar dacă vorbim de semne de semnul săgetătorului, repet, poate aveți marcaj puternic în scorpionul velic. Adică sunteți până prin gradul 20. Aproximativ. Da. Ia!
Trebuie să vă faceți planuri. Nu puteți să separați nici pământul, nici apa. Iar apare, vedeți, apă, pământ, apă, pământ. Aici e chestiune de manifestare, aveți nevoie de ambele energii, și de foc și de aer. Chiar mai mult, da? Aerul se manifestă prin cuvântare, prin studiu, prin meditație. Și veți găsi răspunsurile la întrebări. Focul îl simțiți, îl aveți, ideile. Da, trebuie să alegeți cum folosiți eventual. Aici mai aveți de cum folosiți emoțiile și nevoia de stabilitate fizică pentru ca toate lucrurile să iasă bine. Mai se pare că ceva nou se înfiripă, se va manifesta cu răbdare, cu credință. O relație de durată, o relație stabilă. E 6 de cupe, clarificăm 6 de cupe. Avem taur și aici? Da, poate să fie și berbec, poate să fie și leu, poate să fie orice zodie. Și îndrăgostiți, sugerează prea multe, sugerează că posibil să trebuiască să alegeți între o persoană și o altă persoană. 6 de cupe. Sau, evident, această dragoste vă va aduce reușite dacă o îmbrățișați. Dacă o gustați. Hai să vedem 6 de cupe. Asta apare. 2 de cupe, 6 de cupe. Fantastic. 2 de cupe, 6. Iar 2. Și la 6 sunt îmbrățișări. Sunt și la 2 cuvântări. Întâlnirea dintre două suflete. Poate sunt două suflete? Că tot am zis două. Un suflet pereche, o flacără, geamănă, iar. Zero nebun. Riscați. Trebuie să riscați să ieșiți. Să ieșiți din griji. Să vă separați de griji. Vedeți? Regina de spade. Posibil cineva cu marcaj puternic în aer vrea să se împace cu voi? Nu știu. Nu mai dăm o carte. Pe putere. Dăm putere. Vai, dar 6 de cupe, 2 de cupe. Putere. 4 de bute și eremitul. Mai dă o carte pe eremit. Iar 6 de cupe și 5 de cupe. Probabil că cineva care a plecat de acasă. Eremitul înseamnă tăcere. La un moment dat cineva pleacă. Probabil, e apropo de călătorii, da? De ce a apărut la început. Cineva trebuie să plece. Și 6 de bâte. Vine, pleacă, vine, pleacă. Iar 2 de bâte. E o distanță între voi și cineva și tot timpul se manifestă. Vă întâlniți, vă simțiți bine, pe urmă iară pleacă. Vă întâlniți, vă simțiți bine, pe urmă iară pleacă. Din niște motive, da? Două suflete perechi care se regăsesc, da? Și apoi iar eremitul și 4 de bâte. Probabil e tăcere între voi și acest flacăra voastră geamănă sau, dar nu-mi place să fixez 4 de bâte doar pe flacăra geamănă, sau vă îndepărtați de casă. În singurare, vă simțiți singur acasă pentru că celălalt se acasă în cuplu, în relație, pentru că celălalt pleacă, dar asta vă face puternici, asta vă ajută să vă transformați. Asta vă ajută să înțelegeți că un cuplu nu poate să stea lipit, da? Nu-i normal și atunci trebuie să acceptați libertatea de mișcare a celuilalt și celuilalt să vă accepte libertatea de mișcare a voastră. Băi, nu știu de unde vin aceste interpretări, dar vin de undeva, da? Și apoi după eremit, după tăcere, după însingurare, vine iar 6 de cupe, da? Vedeți, 6 de cupe, 6 de cupe. Reîntâlnirea cu sufletul pereche. Cu acest suflet, un suflet, voi îl știți. Da? Și mult dor. Transformarea, ieșirea din cinci, din dor, da? Din pierdere, din însingurare, în reîntâlnire.
Nu, adică se lasă cu lacrima, asta vreau să zic. Întâlnirile se lasă cu multe emoții. Ia uite, iar zero. Wow, 9 de spade. Dar împreună sunteți puternici, 9 de spade. Mă doare umărul, de ce? Umărul drept. Nu știu de ce. 9 de spade a fost clarificat de regele de bâte și cavalerul de cupe, dar au venit un pic mai pe orizontal, așa. Probabil că cineva, probabil, marcaș puternic în semn de foc sau de aer, vrea să vină să vă influențeze, să zic, cu o comunicare de-asta emoțională, pasională. Ia, ar putea să fie acest personaj. Ia dă și pe asul de spade, să vedem totuși ce reușește. Da, vine cu mod neașteptat, regele de spade, dar am zis semn de aer. Simte multă dragoste, dar, eu știu... Aveți mai multe persoane clar în jurul vostru. Clarificăm asul de spade, totuși. Dacă acest personaj vrea o nouă relație, vrea victorie cu voi, s-ar putea să vă eliberați voi de acest personaj. Pentru că adevărul este, către care mergeți este că în primul și în primul rând trebuie să fiți bucuroși cu voi ca să puteți transmite bucurie în orice relație pe care o aveți. Aici este trezirea, călătoria, iar călătorie către autocunoaștere, către dragoste, către respect. Dacă cineva își face griji și vrea să vă... Probabil că intuiți că cineva încă mai are de lucru cu ego-ul său, vrea să vă cucerească pentru că e frică că vă pierde. Clarificăm și soarele. Cu ce persoană aveți voi de-a face. Ia uite, măi, soarele și asul de bâte, asta e lăsat. Deci, asta e. Altas. Asul de bâte și soare. Începeți un nou proiect. Aveți o nouă idee super trăsnet, că am văzut și turnul, și super strălucitoare. Asta mai în viitor. Eu știu când va fi. Poate în august. Poate de ziua voastră, undeva într-un viitor. Da? După ce vă eliberați de, eu știu, de cineva care încă nu s-a vindecat de niște chestiuni. Nu, de spade are nevoie de vindecare. Voi ați înțeles că trebuie lăsat trecutul. Aici se pare că cineva a lucrat cu emoțiile sale, cum a zis, chiar de la început, dar probabil că vine cineva din trecut. Interesant, da? Astfel de bâte și soare ar putea să fie o victorie. Se pune lumină pe anumite persoane sau pe tendința voastră de a vă păcăli în relații karmice, crezând că e iubire și de fapt nu iubire. Da? Vă consumați acolo. Oricineva e căsătorit și mai alternează între aventură și căsătorie, nu știu cine e, dar aici este păcăleala și a voastră și a celor din jur. Să nu estimăm tendința noastră, sau mai bine zic, cum să zic, să nu uităm că și noi avem această tendință să ne păcălim. Nu doar că oamenii ne păcălesc, uneori ne păcălesc fără să-și dea seama. Uneori ne mint pentru că se mint și ei pe ei înșiși și atunci ce știu mai bine să facă, dar și noi avem această tendință. Ne creăm iluzii. De-aia zic că ar fi frumos în această perioadă să discerneți, alegeți bine cine vrea să vină să vă impresioneze și cine într-adevăr este persoană stabilă și vă aduce succes. Ia mai dăm pe asul de bâte. Asul de bâte. În viitor. Te-ai uitat așa, iar anuncii, trebuia să fie mai scurtă, dar mă faceți curioasă, pentru că pare o etalare faină. Nu știu dacă la celelalte semne de foc... Ia uite și steaua, măi! Deci cred că sunt singurul semn de foc care are o așa etalare frumoasă în perioada aracului, în perioada de apă. Ia uite, asul de bâte. Nu știu, vă vindecați.
Aveți parte de un copil. Copilul vostru are parte de o mare bucurie. E și un copil. Poate să fie și o sarcină, dar mare grijă dacă aveți vreo aventură să nu rămâneți însărcinate, dar nu cred că e doar asta. Cineva comunică și exprimă emoțiile și aduce multă, multă bucurie. Iar n-aș putea să spun exact ce fel de, ce zodie este. Pentru că n-au apărut totuși. Posibil. Marcaj în leu, marcaj în vărsător, berbec, alt săgetător, nu știu, dacă aveți săgetător, săgetător, semn de apă, peșterac, scorpion, pentru că tot a apărut. Ia uite, asul de bâte și regele de cupe. Probabil cineva care își reține pasiunea și emoțiile și va cuvânta la un moment dat în prezent, acum. Acest personaj nu arată, dar probabil să fie împăratul. Dar voi știți cine acest personaj. Însă va fi frumos. Eu zic că va fi frumos. Pasiune, vindecare. Dacă când veți fi împreună fizic, veți simți că sexul este vindecător, nu este un simplu part, nu e o partidă de sex, este vindecător, se trezește kundalini în voi, în ei. Probabil în momentul în care sunteți împreună aveți așa niște accese de sensibilitate, de, nu știu. Și fugiți. Și fugiți și vă eliberați de oamenii stricți care nu vor să se deschidă și ar înțelegeți cu asul de spade, cu soarele și cu ce mai este și cu steaua unde v-ați păcălit. Pare interesant, pare interesant, pare frumos. Hai, mesaje de la pentru săgetători. Dar va fi ceva frumos. Acum nu știu exact cine e, voi trebuie să alegeți. Avem toate zodiile pe masă, toate, toate, toate. Îmbrățișați-vă emoțiile, că tot am văzut multe cupe, miracole și binecuvântări cu soarele, da? Și uitați-vă ce puternici sunteți. Uitați-vă la puterea voastră interioară. Dragostea face diferența. Veți vedea cum azi mai devreme. Veți vedea. Dar va trebui în această perioadă să alegeți, apropo de judecată, de judecată și de gemeni, de îndrăgostiți, să vedeți. Care e tentație, care e dragoste adevărată? Care e vis, care e realitate? Dintre opțiunile care sunt, da? Care pot fi materializate și care nu? Știți că era citatul ăla celebru pe care îl spunea și Nelly Kanner într-o melodie, într-un concert? Că trebuie să faci diferența între lucrurile pe care le poți schimba și lucrurile pe care nu le poți schimba. Și în oameni, și în tine, și în tot. Nu știu, mi se pare faină etalare. Sper că v-a plăcut și vouă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau.